Program operațional regional. Este vorba de proiectul de reabilitare, modernizare, extindere și dotare al școlii numărul 8 Mihai Viteazul, astfel încât pe 8 februarie, când se vor relua cursurile cu prezența fizică a elevilor, acea unitate de învățământ va fi funcțională și va oferi condiții excepționale copiilor și cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la școala numărul 8 Mihai Viteazu, pentru că am discutat de cartierul Mihai Viteazu, școala numărul 8, aș mai preciza că acolo avem în derulare încă o investiție, este vorba de proiectul de reabilitare, de modernizare, de extindere și de dotare al grădiniței Rază de Soare, este cea mai mare grădiniță din județul Dâmbovița și tot în zona respectivă s-a finalizat și creșa numărul 8. De asemenea, continuă lucrările la școala gimnazială Matei Basarab, în cartierul Matei Basarab sau microiul numărul 3. Acolo termenul de execuție este unul ceva mai îndelungat. Sperăm ca până la finalul acestui an școlar să reușim să realizăm și acolo investiția. Totodată continuă lucrările la creșa numărul 13, continuă lucrările la creșa numărul 2 și așteptăm încă două proiecte deosebite pe ceea ce înseamnă reabilitarea infrastructurii educaționale din municipiul Târgoviște. 1. Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de la școala numărul 6, de la școala Tudor Vladimirescu. De asemenea, mai avem componentă educațională de pe proiectul PEGAL, proiectul de 7 milioane de euro, care componentă educațională care cuprinde construirea unei creșe și a unei grădinițe în zona IE Florescu. Deci iată că investițiile în infrastructura educațională continuă la Târgoviște și de asemenea așteptăm reatribuirea de către Ministerul Educației a contractului de execuție de lucrări pe grădinița din cartierul Sagricom. Noi suntem gata să intervenim, am finalizat și licitația, suntem gata să intervenim pe partea noastră de amenajarea curții, utilități, parcare și ce mai avem noi de făcut acolo, însă Ministerul Educației trebuie să finalizeze clădirea propriu-zisă a grădiniței de acolo din cartierul Sagricom pentru a se oferi și târgoviștenilor din zona respectivă posibilitatea de a avea acces la unitate de învățământ preșcolară. Cam acestea sunt reperele în mare, reperele investițiilor pe care administrația locală târgovișteană le realizează în infrastructura educațională. Sunt perspective foarte, foarte bune. Mă bucur că, iată, am finalizat această sală de sport, această bază sportivă. Undeva, poate săptămâna viitoare sau cel târziu peste două săptămâni, vom merge și la școala numărul 8 Mihai Viteazu să vedem o investiție cu adevărat spectaculoasă. Vreau să-i dau cuvântul acum domnului președinte al Consiliului Județean, după ce o să rog pe domnul director să ne spună câteva cuvinte despre cum percepe domnia sa sau cum percepe corpul profesorilor de la Colegiul Național Constantin Carapela această investiție de mult așteptată de către această unitate de învățământ. Cornel, te rog. Mulțumesc mult de tot, domnule primar. În primul rând, vreau să spun de la început, am intrat cu emoție în această incintă. Sunt fost absolvent al Colegiului Național Constantin Carapela în perioada 96-2000. Am terminat aici Colegiul Național Specializare Matematică-Fizică și vreau să spun de la început că în perioada respectivă nu am avut astfel de condiții și vreau să felicit administrația locală împreună cu toată echipa, bineînțeles pe domnul primar Cristian Daniel Stan, pentru tot ceea ce a făcut pentru această unitate de învățământ emblematică din județul Dâmbovița. În al doilea rând, o spun astăzi, în cinta sălii de sport din municipiul Târgoviște, în sala de sport a Colegiului Național Constantin Carapela, că astfel de practici vom avea și în tot județul Dâmbovița și prin programul județean de dezvoltare locală vom realiza cât mai multe baze sportive, săli de sport în județul Dâmbovița și am dorit să avem cel puțin în fiecare localitate, cel puțin o bază sportivă la un asemenea nivel. Încă o dată felicitări domnule primar și, cum a spus și dumneavoastră, Consiliul Județean Dâmbovița va fi alături de Primăria Municipiului Târgoviște în toate proiectele pe care dumneavoastră le-ați gândit pentru Târgoviște. Mulțumim, domnule președinte. Așteptăm să vedem puțin și cum va arăta bugetul național și să știți că
Am discutat câteva proiecte importante, nu o să le spunem aici, în orice caz sunt câteva surprize deosebite pe ceea ce înseamnă investițiile în municipiul Târgu Obiște, finanțate în principal pe fonduri europene, pentru că fondul european reprezintă cel mai important vehicul de susținere a investițiilor la nivelul administrațiilor publice locale. Domnul director, vă rugăm. Da. Vreau să știți că această bază sportivă era foarte așteptat, foarte mult așteptată de către personalul didactic și elevii din colegiul nostru. Sunt convins că de acum o să crească foarte mult calitatea actului educațional și tocmai de aceea, pentru că am avut multe încercări de a construi aici o bază sportivă, în sfârșit am reușit. Vreau să mulțumesc în mod deosebit domnului primar Cristian Daniel Stan și domnilor viceprimari care s-au implicat cu adevărat în realizarea acestui proiect și să îl felicit pentru investițiile majore, pot să spun, cum n-au mai fost până acum, făcute în ultimul timp în domeniul educației. Nu numai la noi, în școală. Și sunt convins că toate aceste investiții o să crească calitatea actului educațional în municipiul Târgu Obiște, în viitorul apropiat. Mă bucur să fim aici împreună, mai ales că și domnul primar și domnul președinte al Consiliului Județean sunt absolvenți ai colegiului nostru. Dar asta nu înseamnă că ne-au făcut un favor. E o investiție pe care noi așteptăm de foarte mult timp, să știți că am avut multe încercări nereușite de a construi aici o sală de sport. În sfârșit am reușit. Da, educației condiții din ce în ce mai bune, în contextul în care, în principal, educația a fost lovită puternic în această perioadă de pandemia de COVID-19 și sperăm ca încet, încet să reușim să intrăm în normal. Sigur, domnul director m-a felicitat pe mine. Eu am onoarea de a fi primar al municipiului Târgu Obiște și primesc aceste felicitări, însă să știți că toate investițiile pe care le realizăm municipiul Târgu Obiște sunt rodul unei munci de echipă, sunt rodul unei munci pe care o realizăm zi de zi și eu și Cătălin și Monica și Gabi, împreună cu colegii noștri de la Direcția de Management Proiecte, punem la punct aceste investiții și practic aceste investiții sunt gândite și puse în practică de la zero, de către noi, de la o idee de proiect, după aceea identificarea sursei de finanțare, care este foarte, foarte importantă, și apoi, sigur, să ajungem și la momentul acesta care este foarte plăcut al finalizării unei investiții. Observați că noi nu, cum să spun, nu utilizăm chestiunea aceea cu tăiatul panglica. Cred că panglica trebuie tăiată, cum să spun, de către oameni prin aprecierea față de investițiile pe care le realizăm și așa simbolic. Pentru că această unitate de învățământ, pentru că suntem aici, avea nevoie de această investiție și, repet, este numai începutul unui program de de fapt, este începutul, cum să spun, al îndeplinirii obiectivelor în cadrul programului de reabilitare a infrastructurii educaționale din municipiul Târgu Obiște. Continuă cu școala 8, Creșa 13, Creșa 2, sperăm școala Tudor Vladimirescu și așa mai departe. Dacă este să discutăm de un orizont ceva mai îndepărtat, adică nu anul viitor, ci peste 2 ani, putem să discutăm și de investiții, spre exemplu, la școala numărul 10 sau la școala numărul 1. Avem în pregătire documentațiile. Sper să reușim până atunci să identificăm și o soluție de finanțare, pentru că aceasta este principala problemă cu care ne confruntăm în acest moment. Finanțarea care a avut de suferit anul trecut pe zona de încasări foarte, foarte reduse, și pe lipsa totală a unui sprijin guvernamental
inclusiv pe această zonă atât de importantă, reprezentată de educația târgovișteană.